Prima dată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud. Transfuziile de sânge și produsele din sânge ajută la salvarea milioane de vieți în fiecare an. Aceste operațiuni medicale pot ajuta pacienții care suferă de afecțiuni ce pun viața în pericol și susțin procedurile medicale și chirurgicale complexe. Toate acestea, în unele țări, cererea depășește oferta și serviciile de sănătate se confruntă cu provocarea unor rezerve insuficiente de sânge, pentru care trebuie să asigure și calitatea și siguranța. O cantitate adecvată poate fi obținută numai prin donații regulate de către donatori voluntari. Tema din acest an se numește Sângele ne unește pe toți, pentru a scoate în evidență legătura între donatorii de sânge și pacienți. În prezent, numai 62 de țări se apropie de 100% din livrările naționale de sânge din donații de sânge voluntare neplătite, iar 40 de țări sunt încă dependente de donatori de familie și chiar de donatori plătiți potrivit aceleiași surse. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, numărul donatorilor de sânge din România se situează sub 3%, față de media europeană de 20-30. Este Ziua Mondială a Donării de Sânge. Ați donat vreodată sânge? Nu. Aveți de gând? Nu știu. Ce v-ar determina să faceți asta? Așa, de ajutor. Nu. Aveți de gând să faceți? Poate. În ce scop sau ce v-ar determina să faceți? Și pe degeaba, dar sunt eu cam slab și... Nu, pentru că am probleme de sănătate. Dar dacă n-ați fi avut, ați... Da, aș fi donat. Ați avut vreodată vreo problemă, ceva în familie sau cunoscuți care au avut nevoie de sânge? Nu, n-am avut. Probleme de sănătate au fost, dar nu a fost nevoie de sânge. Da. În ce scop? Trebuia pentru cineva și am fost și eu prezent acolo. S-a întâmplat de multe ori? Nu, odată. Aveți de gând să mai faceți? Da, dacă este nevoie, da. Nu. Ai de gând să faci? Cu mare drag, da. Ce te-ar determina? Păi faptul că aș ajuta pe altcineva, asta ar fi primul lucru. Am încercat odată, dar având venele foarte, foarte subțiri, mi s-a recomandat să nu o fac. În momentul în care voi avea un copil și va fi nevoie să donez pentru el, să fac atunci. Ați donat vreodată sânge? Nu am donat. Dar v-ați gândit să faceți lucrul acesta? La vârsta noastră suntem cam bătrâni, la 70 de ani.